Vești bune pentru locuitorii cartierului de vest al orașului. După ce ani la rând au așteptat ca și această zonă a orașului să beneficieze de rețea de gaze naturale, iată că în acest an visul este mai aproape ca niciodată să devină realitate, primăria fiind gata de o asemenea investiție. Săptămâna aceasta, edilul s-a întâlnit cu reprezentanții Distrigaz. În cadrul discuțiilor s-a stabilit cofinanțarea proiectului de alimentare cu gaz a cartierului Mitica Apostol. Acesta presupune introducerea rețelei și a branșamentelor la limita proprietăților. În fine am reușit să ajungem la un acord cu cei de la Distrigaz și părerea mea este că într-o lună de zile vom începe lucrările în zona respectivă pentru rețeaua de gaz. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă rețeaua efectivă și branșamentele până la limita proprietății. Toată această investiție va fi supusă atenției Consiliului Local pentru o hotărâre de Consiliul Local într-o ședință extraordinară. Cel mai probabil lucrările ar putea începe efectiv din această vară.